gestionează și alții situația coronavirusului, alții din țări cu mai mare experiență și cu sisteme medicale mai bine puse la punct. Vom încerca să aflăm toate aceste lucruri de la o ploieșteancă stabilită de multă vreme la Berlin, în Germania. Este vorba despre Cătălina Eneonea, cu care dialogăm prin intermediul Skype-ului. Cătălina, mă bucur să te revăd, chiar și de la distanță. Paradoxal, iată, suntem izolați cu toții în case, dar reușim să comunicăm și de la mii de kilometri distanță. E o situație cu totul și cu totul specială. Ultima oară mi-amintesc că ne-am văzut la o zi sau două după Berlinală, dar acolo unde ai fost corespondent pentru publicația ploieșteană Conștiința, de unde ai transmis o serie de relatări extrem de interesante. Pare să fi fost într-o altă viață Berlinala de anul acesta. Da, bună dimineața, Claudius, bună dimineața celor care ne urmăresc și multe salutări de la Berlin. Așa este, Berlinala a fost printre ultimele evenimente mari, dacă nu chiar ultimul eveniment de asemenea anvergură care a scăpat, să spunem așa, anul acesta. Am avut bucuria să fiu și acolo corespondentă de presă pentru a treia oară și, într-adevăr, parcă privind în urmă, nu a trecut mai mult de o lună, dar pare din altă viață, din altă realitate. Da, lumea s-a schimbat radical în luna care a trecut de atunci. De fapt, se schimbă lucrurile de la o oră la cealaltă și nu în bine, din păcate. Înainte însă de a intra în subiect și de a afla de la tine cum trăiesc berlinezii, cum trăiesc germanii această situație, poate și ce se întâmplă cu românii de acolo, în măsura în care informații pe această temă, aș vrea să le spui celor care se uită la noi acum în direct pe platforma ploiești.ro câteva cuvinte despre tine. Noi am mai avut emisiuni de-a lungul timpului la alte televiziuni, dar cu siguranță sunt unii dintre cei care se uită acum la noi și nu numai ploieșteni, care ar dori să știe mai multe despre corespondenta noastră specială de această dată de la Berlin. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație, mă bucur să putem fi împreună pe diferite căi. Da, și îmi face mare plăcere că de fiecare dată mă prezinți ca ploieșteancă. Sunt născută la Câmpina, în județul Prahova, mi-am petrecut copilăria și adolescența în Ploiești, sunt absolventă a Colegiului Național Ion Luca Caragiale. Șefă de promoție, da? Da. Mulțumesc pentru mențiune și am început studiile universitare la Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea germanistică și românistică, adică limbă, dar și cultură, civilizație germană și cultură, civilizație română pentru străini în special. Iar în cadrul unui master pe comunicare interculturală am obținut o bursă la Universitatea Humboldt din Berlin și așa m-am stabilit aici. Eram inițial pentru 6 luni pentru bursa, finalizarea masterului, după care m-am hotărât să îmi desăvârșesc studiile cu un doctorat. Am absolvit doctoratul la Universitatea Humboldt în colaborare cu Universitatea Complutense din Madrid în anul 2016. Am avut între timp și un stagiu de cercetare la Madrid, o perioadă foarte frumoasă din viața mea. Iar acum sunt bucuroasă să fac ceea ce am studiat și ceea ce îmi place cu adevărat, și anume am o activitate de autor, jurnalist, liber profesionist, pe care o îmbin cu predarea de limbi străine și în special germană ca limbă străină. Am cursuri de germană în stil intercultural în cadrul unei instituții Education First, o școală internațională la care ne bazăm pe oamenii care sunt din toată lumea interesați să învețe limba germană în context cultural german, și de asemenea predau cursuri de limbă română ca limbă străină la Universitatea din Cottbus, un oraș din Landul Brandenburg, la vreo 100 de kilometri de Berlin, în cadrul unui program de cotutelă cu Universitatea de Vest din Timișoara. De altfel, cea mai recentă deplasare ta în România a fost legată de acest program în cadrul căruia îi înveți limba română pe studenții de la Cottbus. Din câte știu, e un parteneriat cu Universitatea din Timișoara și ai fost de la Ploiești, te-ai dus la Timișoara alături de o parte dintre studenții care învață limba română. Corect, și acolo a fost pe aripi norocoase, să spunem așa. Am ajuns în Timișoara la începutul lunii martie, chiar înainte să explodeze toată situația
actuală și am avut bucuria de a însoți pe studenții noștri de la Facultatea de Științe Sociale din Cottbus la Timișoara, unde au avut în cadrul programului un curs intensiv de limbă română. Iar în paralel am dezvoltat alături de Centrul Cultural German din Timișoara un program de tandem lingvistic. Ideea noastră a fost să întărim cumva relațiile între studenții noștri germani care învață limba română ca limbă străină și studenții de la Centrul Cultural German care sunt români care învață limba germană. Și atunci ne-am propus să le facilităm și un contact personal ca studenții să se ajute reciproc la învățarea limbii străine și poate într-un mediu informal, în afara orelor de curs. Și a fost o primă întâlnire reușită. Spun eu, lumea s-a simțit foarte bine, impactul personal este întotdeauna și sperăm ca ei să rămână acum în contact și într-adevăr să se organizeze și singuri pentru a putea păstra legătura cu limba străină și dincolo de orele de curs, așa cum spuneam. Situația, din păcate, s-a schimbat radical acum. N-ar mai fi fost posibil să se deplaseze în momentul de față. Zborurile, după cum știi, dintre România și Germania sunt suspendate, la fel ca și zborurile mai de mult dintre România și Italia, acum și dintre România și Franța. Țările se izolează în speranța că în acest fel vor izola și virusul, dar nu știm cât funcționează și sistemul acesta. Sigur însă că sunt niște măsuri care sunt impuse de către autorități, sperând să tempereze măcar ceea ce se întâmplă, fenomenul acesta, căruia nu pare nimeni pregătit să-i facă față. Care e situația în momentul actual în Germania, Cătălina? Spune-ne, de fapt, de când a început nebunia acolo? Mai devreme decât în România, din câte știu, primele cazuri au fost semnalate mai devreme, poate că și testările s-au efectuat mai din timp acolo. Pot să spun că în momentul în care am ajuns eu în România, chiar pe 1 martie, Germania avea undeva la 50 de cazuri. Deci era o situație destul de ușoară, de cum să spun, se părea că totul este ținut Sub sub control. control. De aceea, personal, când am ajuns în România, mi s-a părut că măsurile și ceea ce se discuta acolo erau deja foarte, foarte stricte și foarte rigide, având în vedere că situația României la momentul respectiv era mult mai bună, să spunem așa, dacă putem folosi acest adjectiv, decât în Germania. Însă, perspectiva este cea care e cea mai importantă. Până la urmă, ne confruntăm cu un fenomen, așa cum bine ai spus, fenomenul corona, care are mai multe niveluri. Putem să vorbim, pe de o parte, de aspectul de sănătate, deci ca boala în sine provocată de virus, putem să vorbim apoi de aspecte legate de sistemele medicale din țările la care ne referim, iar apoi avem multe niveluri care țin de a face cu, au de a face cu aspecte sociale sau chiar sociologice, aspecte psihologice. Este vorba de o provocare colectivă, dar în același timp și de o provocare personală, peste care fiecare individ în parte este nevoit să treacă. Și se pare că toată nebunia asta are totuși ceva de a face și cu interculturalitatea. Și anume, povesteam în emisiunile trecute pe care le-am făcut împreună că cea mai importantă temă sau aspectul cel mai important în studiile de interculturalitate au de-a face cu teama de necunoscut și anume cu reacția, cu atitudinea pe care fiecare individ o adoptă în fața a ceea ce este străin, a ceea ce este necunoscut. Iată că la un nivel sau altul ne confruntăm cu această perspectivă și în cazul de față. Problema este gravă peste tot, asta este fără doar și poate, doar că atitudinea diferă de la țară la țară. Iar din ceea ce am văzut eu în Germania până acum, se încearcă o liniștire, o calmare mai degrabă a populației, și anume știrile care se prezintă, bineînțeles că depinde din ce sursă ne informăm, dar în general, ca tendință generală, știrile sunt prezentate într-un mod destul de calmant, de a te liniști. De exemplu, se vorbește foarte mult acum despre primii pacienți din Germania care între timp deja s-au vindecat.
și care sunt invitați să își povestească istoria personală. Sunt ei chemați la blog, la radio sau să dea interviuri Așadar, pentru tendința a... este de a transmite mesaje pozitive, sigur, probabil sugerată chiar de către autorități care nu vor să inducă o panică și mai mare în rândul populației. O panică e genul de sentiment care nu aduce nimic bun niciodată. E vorba și de impactul economic, pe de altă parte, pe care panica asta generalizată îl are asupra oricărei societăți, oricât de dezvoltată ar fi ea. Spune-ne totuși concret care sunt măsurile pe care le-au impus autoritățile din Germania. Pe de o parte, în ce constă izolarea, dacă există și acolo izolare, dacă ai nevoie, nu știu, de o declarație specială în baza căreia să ieși din casă, dacă ai nevoie de un permis de undeva. Și apoi am să te rog să îmi spui și dacă știi ceva despre măsurile pe care le-au luat autoritățile din Germania pentru a-i sprijini pe cei care au nevoie de ajutor financiar, fie că e vorba de companii, și sunt mari companii în Germania care chiar și ele au nevoie de ajutor, mă gândesc la cele din industria automobilelor, și apoi de angajații acestora. Sigur, întreaga provocare se desfășoară pe diferite planuri. Faptul că se prezintă știrile într-un mod nealarmist vizează în primul rând planul personal pentru a calma populația, pentru a nu lăsa să se creeze această panică de care vorbeai, care oricum există, pentru că suntem în ziua de astăzi expuși fenomenului, n-ai cum să nu afli, n-ai cum să nu fii auzit și atunci există în fiecare din noi, mai mult sau mai puțin, fie că o conștientizăm sau nu, această teamă. Dacă mi se întâmplă și mie, nimeni nu vrea să se îmbolnăvească, nimeni nu vrea să aibă de-a face cu o boală care acum este încă necunoscută și vedem pe zi ce trece că sunt multe excepții de la regulă și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt măsurile care se iau la nivel de stat pentru a asigura o bună desfășurare economică și în continuare, și o să încep cu asta pentru a răspunde la întrebarea ta. Foarte des se aude că agenția de forțe de muncă este pe baricade, cu ghilimelele de rigoare, chiar dacă nu se mai pot organiza întâlniri personale cu oamenii. Există o linie telefonică pusă în funcțiune, unde toată lumea poate să sune și să caute informații. Se face foarte des anunțul că sunt bani suficienți și atunci oamenii nu trebuie să-și facă griji că nu-și mai primesc șomajul sau ajutoarele sociale. Iar legat de întrebarea cu cum susțin firmele, angajații, se vorbește din ce în ce mai des de o așa numită formă de șomaj tehnic, un Kurzarbeit, pentru instituții, pentru firme, domenii care sunt nevoite să își reducă sau chiar să își înceteze activitatea pe această perioadă. Există o convenție între angajator și agenția de forțe de muncă, și anume ca angajații care sunt afectați de această situație să poată intra într-o formă de șomaj provizoriu în care ei pot primi un 60% din venitul lor net. Au început foarte mulți oameni să își depună cererea în acest sens, pentru că nu orice domeniu de activitate poate fi desfășurat online sau ca home office sau ca teleworking, termeni atât de populari în ziua de astăzi. Și atunci și asta merge cumva în ideea de a pe ideea de a liniști populația, de a spune că totul va fi bine, la fel cum și din punct de vedere medical. Germania anunță din ce în ce mai des în ultima vreme că sistemul medical german nu este supra-solicitat, ba din contră, ei au capacitate bună pentru a prelua și pacienții din Italia sau din Franța, care nu au mai putut beneficia de o îngrijire corespunzătoare în țările lor. La Berlin s-a anunțat că se va construi un spital Corona pe teritoriul celui mai mare complex expozițional de la Messe Nord. Se preconizează că se începe construcția chiar zilele acestea și că într-o lună ar trebui să fie gata, bun de dat în funcțiune, cu 1000 de paturi
și cu dotate corespunzător. Așadar, autoritățile din Germania sunt dispuse să ofere asistență medicală și cetățenilor din alte țări care suferă de, care Deja sunt au fost infectate, aceste transportați. persoane cu virusul. Deja au fost transportați primii pacienți din Franța și din Italia la Berlin pentru a putea fi tratați Da, aici e un corespunzător. gest grozav în vremurile astea când toată lumea se izolează. Cam așa ar trebui să se manifeste solidaritatea la nivelul Europei, măcar. Din Se păcate, în vorbește momentul de foarte față, des, foarte cei des mai mulți cuvântul încearcă solidaritate. să se izoleze. Străinii nu mai sunt priviți cu ochi buni, ospitalitatea a rămas undeva în planul 2 sau 3, dar asta e un subiect despre care probabil tu ne-ai putea spune foarte multe și din perspectivă interculturală. Să revenim însă la ceea ce se întâmplă zi de zi la Berlin Și la și cum restricțiile se de care desfășoară m-ai întrebat. zilele tale. Te întâlnești în continuare online cu studenții? Care e situația? Rămăsesem datoare de la întrebarea anterioară cu răspunsul legat de restricțiile impuse. Știm cu toții că Germania este o țară cu statut federal și asta înseamnă că fiecare land federal are autonomia sa. Există din partea cancelarului Merkel recomandările care s-au făcut legate de măsurile de izolare și de stoparea. Încercare de stopare a răspândirii virusului, care sunt aplicate în majoritatea landurilor. Din câte știu eu, doar puține landuri au hotărât să ia măsuri mai stricte, și anume Bavaria și Saxonia au hotărât să aplice această măsură de izolare a populației la domiciliu, așa cum este și în România. În Bavaria a fost un focar important chiar în urmă cu 2 săptămâni, când a explodat cumva situația cazurilor în Germania. La München era o hartă de zonă galbenă, roșie, cum se vorbește în România. Însă în restul țării nu sunt aceste restricții atât de invazive a cetățeanului, cum spun germanii. De exemplu, la Berlin avem până în 5 aprilie o serie de restricții care au intrat în vigoare din 23 martie. Cea mai importantă restricție se referă la faptul că nu ai voie să fii pe stradă mai mult de 2 persoane. Sau dacă ești cu familia ta, respectiv cu membrii ai aceleiași locuințe, poți să fii într-un grup mai mic de persoane, dar în principiu, prin acest aspect se încearcă evitarea aglomerărilor umane. Și trebuie să spun că se respectă. Poliția berlineză se află în acțiune și chiar a felicitat berlinezii referitor la disciplina de care au dat dovadă. Chiar și în parcuri, oamenii nu încalcă această regulă, se desfășoară o plimbare normală. Câte 2 sau câte 3 în funcție de familie. Poliția patrulează, dar este totul foarte firesc, foarte normal, foarte natural. Chiar astăzi am auzit că se interzice întinderea păturii pe pajiștea din parc pentru a nu risca o contaminare și la acest fel. Se recomandă să nu stai foarte mult pe bancă, dar în general plimbările în aer liber și mai ales activitățile fizice, sportul în aer liber sunt chiar recomandate și încurajate și de autorități. Și se pare că oamenii într-adevăr se bazează pe acest sistem, să spunem așa, de solidaritate, dovedesc un spirit civic foarte, foarte înalt, pentru că până la urmă nimeni nu vrea să rămână izolat în casă. Vorbim acum de cei care sunt norocoși și care nu au de-a face cu boala, nu trebuie să se confrunte cu problemele cauzate de boala în sine. Și atunci fiecare încearcă să își facă existența puțin mai fericită, iar o plimbare în parc, pot să spun și din proprie experiență, este ceva care dă puțin sare, culoare, este sarea și piperul zilelor în care oricum toate restaurantele sunt închise, barurile, cafenelele se poate comanda doar online la unele din ele sau prin comandă telefonică. Și atunci lumea știe că respectând aceste restricții, poate evita restricții și mai mari. Și este un fel de acord între cetățeni, chiar și la supermarket,
se respectă distanța aceea impusă de un metru jumătate, doi metri. Am văzut acum câteva zile la coada de la supermarket pe cineva care s-a întors la domnul din spate și a spus: nu vă supărați, nu respectați cei doi metri de distanță. Și domnul respectiv s-a dat 2 metri în spate, 2 pași în spate și a cerut scuze și a mers mai departe. Adică nu este momentul să o luăm personal, să ajungem să ne simțim atacați. Aici se pune foarte mare accent pe faptul că dacă respectăm regulile de igienă și această distanță minimă recomandată, putem să trecem cu bine peste situația dată, fără să fie nevoie să ajungă la măsuri și mai restrictive. Așadar, germanii nu se dezmint din punctul acesta de vedere, rămân disciplinați chiar și în momente în care alții intră în panică și au tendința de a nu respecta nicio regulă. Situația e radical diferită în România, unde restricțiile sunt încă și mai severe, asta și din cauza faptului că mulți dintre noi nu le respectăm pe cele anunțate de către autorități. Avem semnale cât se poate de clare că, de pildă, persoanele care au depășit vârsta de 65 de ani ies din case și în afara tronsonului orar alocat de către autorități. Nu știu dacă ai aflat, Cătălina, dar în România, în principiu, persoanele cu vârsta peste 65 de ani ar trebui să iasă din casă doar între orele 11 și 13. Firește că nu se respectă regula asta, cel puțin deocamdată, în ciuda amenințărilor lansate de către autorități pe toate canalele posibile. Aș vrea să te mai întreb, pentru că ai menționat și supermarketurile, unde oamenii stau disciplinați la coadă, respectând regulile impuse de autorități. Magazinele sunt bine aprovizionate? E criză de, nu știu, de dezinfectant, de măști, cum se întâmplă în România? S-au golit rafturile cu făină și cu mălai din Germania, ceea ce ar fi greu de crezut, având în vedere că germanii nu sunt reniți nici pentru consumul de pâine și cu atât mai puțin pentru consumul de mălai. Critică este situația la hârtie igienică. Asta este de câteva zile, poate chiar săptămâni. În continuare sunt magazine unde rafturile de hârtie igienică sunt goale de zile. Se maschează cu un ghiveci de flori sau cu alte produse pentru a nu mai bate la ochi. E o situație pe care multă lume o consideră absurdă și cu toate astea se întâmplă. Se remarcă faptul că se cumpără mult mai mult. Cei de la supermarketuri, angajații de la supermarketuri, se încearcă să fie susținuți în munca lor, se încearcă să facă noi angajări, pentru că ei sunt primii pe front, ca să spunem așa, și nu pot să își facă home office din punctul ăsta de vedere, dar rafturile sunt mai goale decât de obicei și se folosește termenul de hamsterkaufen, de la hamster, animăluțul hamster care își face provizii în obrăjori, chiar dacă nu are neapărat nevoie de aceste provizii, fără să îi fie foame, el ascunde unțe de mâncare în obrăjori. Pornind de la acest aspect, limba germană a dezvoltat verbul hamstern, care înseamnă tocmai a face aceste provizii nenecesare până la urmă, pentru că și aici se anunță în mod constant că există resurse disponibile, că există produse, există tirurile sau trenurile de marfă care funcționează fără niciun fel de problemă. Aici cred că intrăm în sfera psihologiilor de masă, care poate să explice de ce pot explica de ce simt oamenii nevoie să își facă aceste provizii care, dacă privim la rece, nu știm cât de necesare sunt. Se discuta acest fenomen acum câteva zile în raport cu primul război mondial. A fost cam prima dată când s-a demonstrat, când a apărut această tendință de a face provizii după, mă rog, perioada înfloritoare a revoluției industriale între cele două secole. A venit pentru prima dată semnalul că ceva este în neregulă și atunci oamenii, simțind pericolul care îi pândea, au început să-și facă aceste provizii. Asta era
prima dată în istorie când s-a putut discuta despre acest fenomen și iată că în 2020 îl putem revedea dintr-o altă perspectivă. Dar se discuta acest fenomen și din punctul de vedere al fricii și al panicii, așa cum spuneai și tu mai devreme, care, fără să ne dăm seama, provoacă în noi și niște dezechilibre chimice. În momentul în care trăiești într-un stres permanent, hormonul numit cortizol este la cote maxime, el ne ajută să supraviețuim, ne declanșează acel sistem de autoapărare, dar pe termen lung nu știm exact cât de bine este să trăim blocați într-un nivel de cortizol maxim. Panica este asociată cu hormonul numit noradrenalină, care ne canalizează toate resursele pentru a ieși dintr-o situație de criză, dar în același timp ni se inundă creierul cu acest hormon care cumva blochează restul de circuite. Și având în vedere că se face foarte des analogia cu un maraton, și anume că suntem într-o situație ca de maraton și ne aflăm de-abia la primii kilometri, se pune întrebarea cum ar fi optimă dozarea eforturilor, pentru că nu putem intra la maraton cu o tehnică de sprint. E adevărat, deși mulți speră ca situația asta să înceteze rapid, nu cred că se va întâmpla, nu fac parte din categoria optimiștilor de această dată. Cred că mă număr printre lucizii care estimează că situația va mai dura ceva timp și trebuie să ne pregătim, cum spuneai și tu, Cătălina, pentru un veritabil maraton. Autoritățile din Germania dau senzația că sunt pregătite. E foarte important mesajul pe care îl transmit și la acest nivel, dincolo de mesajele pozitive imprimate presei, mai mult sau mai puțin obligat. Ai senzația că știu ce au de făcut în linii mari, atât cât se poate ști, într-o situație ca aceasta, pentru care n-a fost pregătit practic nimeni. Te întreb și din perspectiva ceea ce se întâmplă în România, unde cred că ai aflat deja, ieri ministrul sănătății și-a dat demisia, astăzi îți spun eu că la doar câteva ore și-a dat demisia la nivelul județului Prahova, directorul DSP, care abia fusese numit și el de o lună și jumătate și care probabil că n-a fost capabil să aplice manevrele de resuscitare instituției sale aflate în moarte clinică, pentru că așa s-a vorbit de la nivel guvernamental, că DSP-urile se aflau acum câteva luni în moarte clinică. E o senzație mai degrabă de degringoladă aici la nivelul administrației centrale și locale deopotrivă. Care e situația în Germania? Aveți mai multă încredere în autorități acolo? Așa cum îți spuneam și mai devreme, pare că lucrurile se desfășoară totuși într-un stil firesc, așa cum putem vorbi de firesc într-o situație de genul acesta. Încă de la început, cancelarul Merkel cu ministrul sănătății și cu șefii de la Institutul Robert Koch au lucrat mână în mână și au încercat să pună la dispoziția cetățenilor toate datele necesare, dar în același timp să dezvolte un plan de măsuri care să intre în vigoare în cazuri de excepție, cum suntem și acum. Și senzația este că da, adică având în vedere că lucrurile se desfășoară transparent, dar în același timp într-un mod nealarmant, aș spune că este o grijă în minus pentru populație. Principalul aspect este acesta al responsabilității sociale, care se încearcă să se dea fiecărui individ în parte, și atunci angajamentul acesta individual poate să ajute întotdeauna la un angajament colectiv, care este susținut prin măsurile care se iau și mai ales prin faptul că se creează o stare de liniște, chiar dacă poate uneori o liniște aparentă, este un fel de formă de siguranță că până la proba contrarie lucrurile pot merge în continuare pe un făgaș cât de cât normal. Și da, referitor la cât va dura, se speculează și aici în prima parte s-au luat restricții, s-au dat restricții până pentru luna aprilie, apoi alte voci chiar din zona virologilor, imunologilor spuneau ceva că ar trebui să ne setăm mental și emoțional
până pe la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, ca să scăpăm de perioada asta de nebunie și să putem spera să reintrăm într-o normalitate. De exemplu, Universitatea Cottbus deja se pregătește să ofere toate cursurile din semestrul de vară în regim online. Se lucrează acum la o platformă online unde să se poată desfășura și cursuri, videoconferințe live, dar și să se abloadeze videouri sau să se pună materiale în format Word, PDF și așa mai departe pentru studenți. Să se creeze zone de forum, de chat și așa mai departe. Vă dați seama că nu este absolut, în absolut ușor să muți o întreagă platformă universitară în mediul online, dar este și asta parte din provocare, pentru că se încearcă să se ia totuși până la urmă și partea bună, și anume că avem tehnologia pe care putem să o folosim. De asemenea, și sălile de fitness care au fost nevoite să închidă încă de acum 2 săptămâni, au început din ce în ce mai mult în ultima perioadă să ofere cursuri online, nu numai sub formă de video cu demonstrativ, ci chiar de cursuri desfășurate live, la care fiecare membru să poată participa prin intermediul webcam-ului, și atunci există și interacțiunea între instructor și participant. Se pune foarte mult accent pe a fi împreună, chiar dacă de la distanță. Și mă întrebai mai devreme de cursurile mele online, dar am în prezent cursuri, toate cursurile pe care le desfășor, le-am adaptat pentru platforma online și lucrez acum cu angajații ai firmei de care vă spuneam mai devreme, din angajați din toată lumea, stabiliți la Berlin, care lucrează în domeniul de schimburilor culturale. Și sunt toți acasă în home office, cu foarte multe probleme, pentru că au de-a face și cu restricții de viză și așa mai departe. Plus că sunt departe de familiile lor, izolați, care cum pe unde a apucat. Și atunci, de fiecare dată ei îmi spun cât de mult se bucură să ne întâlnim la cursurile de limba germană, cât de obosit sunt la sfârșitul unei zile de muncă, dar mai fac și altceva. Și uite de grijă de zi cu zi, care sunt din ce exact. Ce mai multe, pentru că situația de așa natură. Cătălina, suntem la primii kilometri unui maraton, cum spuneai, dar la finalul intervenției noastre. Îți mulțumesc tare mult. Dacă vrei să le transmiți un mesaj celor care se uită la noi, celor de acasă din România, acum ai prilejul să o faci. Am văzut că în România a început să fie din ce în ce mai popular sloganul "Totul va fi bine". Eu sunt un optimist incurabil, un om care întotdeauna a fost de partea speranței și a încrederii. Eu cred că e foarte important ca fiecare să-și găsească lumea lui de încredere în toată situația de acum și să se cunoască pe sine, să știe ce-i face bine, ce nu-i face bine, să reușim să trecem peste această încercare atât la nivel colectiv, cum spuneam, dar și la nivel personal, și să aflăm poate ceva mai mult și despre noi înșine. Dacă sunt momente de bucurie prilejuite, știu eu, de vizionarea unui videoclip sau unui film sau chiar și adierea unei flori de la fereastră, dacă mai mult nu se poate, să încercăm să punem accent pe ele, pentru că fericirea cea mare stă în bucuriile cele mici. Cătălina, încă o dată îți mulțumesc tare mult. Sper să trecem cu toții cu bine linia de sosire a acestui maraton. Până atunci îți doresc toate cele bune și la fel și dumneavoastră, celor care ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare vă doresc multă sănătate. Super! Ok, a fost bine? Foarte. A ieșit bine, este? Bucur.